Ediția din 2014 a campionatului național de mini-fotbal, găzduită în premieră de Roman, reunește la start cele mai valoroase 20 de echipe din întreaga țară. Printre acestea și campioanele Devei, Avantaje și Hunedoara, Phoenix. Avantaje Deva face parte din grupa D, alături de echipele Autodriver Iași, Trocadero Constanța, RMC Alba Iulia și Construct Baia Mare. Iar conjudețeana Phoenix Hunedoara a fost repartizată în grupa A, împreună cu formațiile TCE Brazi Roman, Ploiești 2010, Mavros Arad și Deep Serve Focșani. Anul trecut, la Hunedoara, niciuna dintre reprezentantele județului nostru, CSD și Phoenix, nu au reușit să depășească faza grupelor. Întrecerea va debuta mâine, odată cu desfășurarea jocurilor din faza grupelor. Sferturile de finală vor avea loc sâmbătă 5 iulie, pentru ca întâlnirile din cadrul careului de Iași și ultimul act să se desfășoare duminică 6 iulie. De-a lungul celor 7 ediții disputate până acum, au ridicat marele trofeu deasupra capului echipele Mac Group Zalău în 2007, Magic Iași în anii 2008, 2009, 2010 și 2012, Consiliul Județean Buzău în 2011 și Juventus Sibiu în 2013, chiar la Hunedoara. Meciurile turneului final al campionatului național de mini-fotbal din acest an vor fi transmise în direct pe postul sport.ro, începând cu faza sferturilor de finală.